de la Ditmedia și oferim serviciul flori pentru tine. Domnul Vasile, știm că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Vă urăm și noi mulți, mulți ani înainte, multă sănătate, realizări cât mai frumoase și fie ca toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească. Am venit pentru că cineva ne-a telefonat și a solicitat surpriză, o surpriză pentru dumneavoastră. Iată, aceste flori sunt din toată inima și cu multă stimă, o tortă și șampanie. La fel este pentru masa de sărbătoare, să aveți o zi de naștere mai specială și cu multe emoții frumoase. Să vă întrebăm dacă intuiți din partea cui este surpriza? Am zis că eu din prietenii care acum au apărut pe, în sufletul meu, să zic așa, dacă au zis că vă suna, dar puteți să vă suni și din raion, puteți să suni și copii, puteți să fie și de prin Moldova, sau chiar și de peste graniță, că lumea e împrăștiată. Deci cine n-ar fi, eu sunt bucuros tare, că mă bagă în seamă, numai dumneavoastră n-ați accentuat cam și vârstă, împlinesc eu. Deci eu accentuez la 70 de ani care trec de acum spre bătrânețe, după cum se dictează în societate, eu într-adevăr sunt mulțumit. Cine n-ar fi, sunt aproape de sufletul meu. Sărbătoriți în frumos jubileu. Jubileu frumos, e toată vremea frumos. Și la cei 10 ani sau 7 ani și la cei 70 de ani, dacă ești sănătos. Da, vă mulțumesc frumos. Persoanele care au solicitat surpriza. Doamna mea care m-a păzit și m-a căutat toată viața și care îi mulțumesc prin ce aici filmați dumneavoastră, anume soției mele, că sunt, și mulțumesc Domnului că suntem împreună la vârsta asta care o avem. Vă mulțumesc. Foarte frumos în gest. Deci ce să vă spun, eu doresc mult sănătate soțului, succes mai departe, care avem, le-am făcut aproape toate, copiii ne-am așezat, nepoții am văzut, sănătoși, toți suntem mulțumiți de viață. Vă mulțumesc celui care a trimis mesajurile astea și surpriză nemaipomenită ne-a făcut. Nici. Domnul Vasile, doamna Elena, ascultați mesajul care l-am primit cu prilejul zilei de naștere pentru dumneavoastră. Astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră. Vă dorim din tot sufletul la mulți ani, cu multe clipe fericite și împliniri sufletești. Vă dorim multă sănătate, realizări profesionale și niciodată să nu obosiți de munca pe care o faceți cu toată inima pentru sănătatea oamenilor. Avem nevoie de dumneavoastră și de sfaturile prețioase pe care le adresați oamenilor. Vă mulțumim că ați apărut în viața noastră. Știți cel mai bine cum să ajutați oamenii și cum să îi încurajați ca să treacă peste obstacolele vieții. Vă mulțumim pentru rolul ce l-aveți în viața noastră. Să fiți mereu un om cu inima mare și să vă onorați datoria profesională încă mulți, mulți ani înainte. Ne mândrim că vă cunoaștem și vă dorim tot binele din lume. Vă mulțumim pentru tot. Acest mesaj noi l-am primit de la familia Grabovski, Eduard și Marina, și împreună cu feciorii lor, Liviu și Dania, și de la lor părinți, Lucia și Elena. Ne-am gândit, eu am spus că cei noi prieteni care au apărut în inimile noastre, tocmai cum am gândit la asta, eu le mulțumesc foarte frumos de atenția ce mi-a acordat-o familia Grabovski și mai mult ca atât. Vă mulțumesc dumneavoastră de munca, ca această muncă oricare, și vă mulțumesc frumos de felicitare. Domnul Vasile, pentru că avem onoarea și am venit la dumneavoastră astăzi când sărbătoriți onorabilul jubileu, ne mai spuneți mai multe despre dumneavoastră. Ne spuneți de ce ați ales anume această profesie și cum, cât de împlinit vă considerați? În ceea ce privește profesia, eu am copilărit la bunii mei, la care mi-aduc aminte, parcă ieri a fost când copilăream acolo, și bunelul de pe tată era medic ne-specialist, dar medic de la natură, și crescând acolo am văzut cum el îndrepta oasele la picioare, la mâini, s-a ocupat și cu veterinaritul, și undeva din copilărie mi-a intrat în suflet ca să devin și eu medic, în care Domnul mi-a ajutat și am devenit medic. Nu regret de fel că am trecut perioada de activitate. Acum sunt la
la odihnă, bine meritat, să zicem așa. Deci eu sunt mulțumit și datorită părinților că au avut grijă de mine, de sora mea, de noi toți mai pe urmă, Dumnezeu să ierte. Deci cam asta am vrut să vă zic în ceea ce privește profesia. În ceea ce privește că am trecut viața și o merg înainte, începând de la ceea ce am spus de la bunei părinți, soției mai mult, soția mea care atât de mult nu numai că m-a încurajat, dar m-a susținut din toate punctele de vedere și în ceea ce privește caracterul care l-am eu, poate că e ușor sau greu, și în ceea ce privește că mi-au născut doi băieți și am astăzi urmași, nepoate și nepoți, nurori aproape de noi. Și anume eu îi fac un accent, mulțumesc frumos, Lena, că, da, mă scuzați, că nu pot să o spui întotdeauna, ceea ce spun acum, într-adevăr, am rămas frapat și mulțumit la suflet. Să fiți sănătoși, mulțumesc! Și noi vă spunem mulți, mulți ani înainte să aveți parte de cât mai multe împliniri sufletești. Într-o zi, fără să vreau, pomenitul m-am că stau cu anii mei la sfat prieteni. Stăm la umbra unei cetini și mă întreabă ce mai vreau. Le răspund că-s mulțumit, chiar de n-am agonisit. N-am averi și n-am palate, dar mă chin de sănătate. Asta-i tot ce mi-am dorit. Anii mei, averea mea, îi port cu mine alătura. Nu mă împart cu ei, cu nimenea. Mă mândresc cu anii mei și mă simt bogat cu ei. Chiar de trece viața, vrei, nu vrei. Și se duc de-a valma anii mei. Când mai bine, când mai rău, cum vrea bunul Dumnezeu. Fiecare an din viață e ca roa în dimineață, ce se scutură mereu. Într-o zi, fără să vreți, vă veți spomeni poieți. Veți cânta anii din viață ca pe o bună dimineață. Veți cânta fără să vreți. Anii mei, averea mea, îi port cu mine alătura. Nu mă împart cu ei, cu nimenea. Mă mândresc cu anii mei și mă simt bogat cu ei. Chiar de trece viața, vrei, nu vrei. Și se duc de-a valma anii mei.